Ok, sper că o să te ajute foarte mult clipul ăsta cu răspunsul, pentru că văd că nu sunteți destul de informați și nici nu aveți intenția să o faceți, nici măcar nu te sinchisești să cauți clipul original la care ai citit tu comentariile și toate chestiile alea. Uită-te un pic pe profilul meu, vezi despre ce e vorba în clipurile pe care le-am postat aici și apoi trage concluzii. E vorba că eu aveam 117 kg când consumam 5 litri de apă pe zi. Ce ai văzut tu clipul respectiv e un răspuns la un comentariu din clipul original. Deci nu e un clip oarecare pe care îl vezi tu așa pe For You, îți apare acolo și tu tragi concluzii pripite. Dă o geană un pic și pe profil să vezi despre ce era vorba în topicurile respective. Nu judeca și dai cu bota și faci aici mare tamtam, ok? Bună! Dragii mei, văd că sunteți foarte curioși și sunteți din ce în ce mai mulți curioși cum arată pielea mea după ce am slăbit 60 de kilograme într-un an jumate. Doar prin alimentație, fără operații de stomac, de tralala. Dacă sunteți atât de curioși și chiar vă roade curiozitatea de nu mai puteți, de ce nu căutați voi cu mine niște clipuri? Că am acolo un feed la mine pe TikTok din vară, de când am fost pe la piscină, în costum de baie. Mă vedeți foarte ușor acolo. Chiar nu vă gândiți să mă stocăriți un pic să vedeți despre ce e vorba? Sau pe Instagram, poze de la piscină, în costum de baie, din vară, în rochițe, tralala. Nu mă mai puneți, fraților, să mă dezbrac. Nu mă dezbrac pe TikTok pentru curiozitățile voastre, serios. Bună, dragii mei! Vreau să vă întreb o chestie care tot timpul m-a măcinat pe mine. Voi, înainte să adormiți, mâncați? Vă întreb chestia asta pentru că am demontat un mit în momentul în care am început să slăbesc. Mama mea m-a educat de mică învățându-mă că dacă nu mănânc înainte să dorm, nu pot să adorm și dorm rău noaptea. Ei bine, învățând să mă educ și să mă ajut mai mult psihic în procesul de slăbire, mi-am demontat mitul ăsta și bineînțeles că nici acum nu mai mănânc seara, dar și pe parcursul slăbirii am încercat să fac chestia asta ca să trec peste ideea mea că nu pot să adorm. Vreau să vă întreb, oare voi ați întâmpinat lucrul ăsta pe parcurs?